ochii pe voi să vedem dacă îndepliniți criteriile poveștii, bine? Da. Voi? Că ne-am gândit. Că ne-ați ales o poveste? Nu. Mi-ai spus ceva, dar nu vrea. Ia să vedem, tu ce ai vrea? Cum ai vrea să se deruleze povestea? Haina ei, ea mi-a primut de mie și fără să vreau haina să rupe. Și după aia e de înapoi și se supără foarte tare. Și ție de ce nu-ți place povestea? Păi, nu știu, cred că n-a trebuit să vă supără ea să... Tu nu ești așa de supărăcioasă în viața de zi cu zi? Da, sau cred că nu știu. Bine, vă las să vă mai gândiți, bine? Da. Ia să vedem, voi v-ați gândit la o poveste? Încă nu v-ați gândit. Voi, cele trei, v-ați gândit la o poveste? Eu m-am gândit la una. Ia să vedem. Păi nu ne trebuie mai multe, o singură poveste în care voi sunteți niște personaje, nu-i așa? Da, dar trebuie să aibă trei. Început, început și final. Și mijloc nu există. O dezvoltare a poveștii. Așa. Și cam care ați vrea voi să vă fie povestea? Sunteți undeva în pădure? Și sunteți trei personaje acolo în pădure? Nu. Atunci? Să ne uităm la fiecare și să ne ducem și-a schimbat. Iarăși vreți să vedeți ce v-ați schimbat? Da. Ok. Rămâne să vedem dacă coordonatorul vostru este de acord, nu-i așa? Domnul profesor de această dată. Voi v-ați gândit la o poveste? Vă mai gândiți? Da, aveți una în minte? Să ne dezvăluiți și nouă. Ia să vedem. La ce v-ați gândit? Și-am văzut rechin și-am ieșit repede. Wow! Dar nu v-a prins rechinul? Nu, că am fugit. Ați fugit sau ați înotat mai repede? Ați înotat mai repede. Bine. Și ați găsit multe scoici. Ați găsit multe scoici și cui vreți să le dăruiți? Scoicile pe care le-ați găsit și le-ați adus la mal. Prietenii voștri. Mulțumesc pentru povestea voastră. Mergem mai departe, ia să vedem. Voi ce poveste aveți? Mai bine cu țărca și ciumite să o mori. V-ați gândit? Eu... Ia să vină o vege, eu iau geanta și a venit cu mine să prindă geanta. Să înțeleg că tu ești hoțul? Da. Hoțul? Bine. Și tu ești victima? Da. Crezi că o să-l prinzi? Apoi vin și dau geanta. A, deci ai prins și geanta, așa-i? Da. Bine, rămâne să descoperim dacă vă și iese, nu? Prin gestul non-verbal. Voi? Ați găsit povestea? Nu, nu. N-ați găsit povestea? A dispărut din mintea voastră? Da. N-aveți niciun scenariu? Da. Bine, mai trec pe la voi, bine? Dar voi aveți o poveste? Care vreți să le spuneți copiilor? Da. Ia să vedem. Da. Plimbe cu geanta și o să-i cântă. Da. Iar eu o să iau geanta. Așa, și? Mai după aceea o să observe și o să încerce să mă ia. O să observe geanta la cine? La mine. Și dar tu nu vrei să-i dai geanta? Dacă ai găsit-o? De ce? Dacă este așa de frumoasă geanta încât vrei să o păstrezi? Da, și se uită în ea. Și ea vrea să o ia. Și o să-mi vrea ea. Și tu ce o să faci? O să plângi? Nu, o să spun, hei, ia mea. Și tu ce o să zici? Nu ia mea? Rămâne să descoperim, nu-i așa? Da. Nu divulgăm chiar toate secretele. Da. Voi v-ați gândit la o poveste? Da. Ia să vedem. Dar e secret, o să facem mai... Ah, deci voi nu vreți deloc să dezvăluiți. Să rămânem noi cu ochii pe voi, bine. Mulțumesc frumos. Gata? Da! Cine este gata, începe să facă. Ceilalți se gândesc la povestea lor și până fac colegii trebuie să fie gata, da? Bun, fetele, cine? Maia? Voi sunteți gata? Da!
gata, dă să meargă el. Hai, că începem voi, că sunteți bine acolo. Hai să vedem. Despre ce a fost vorba? Ai vrut să cumperi o căciulă de la ea, da? Da, dar era... N-aveai, lipsea o chestie de genul ăla, da. Și n-ai mai vrut să te-ai supărat, că n-ai vrut să te-ai supărat pe ea. Da, i-am trântit-o să facă ok, următoarea, cred. Asta a fost la creditor, da? De data asta ție ți-a făcut hainele ca lumea, n-a trebuit să mai vă certați. Ok, următoarea, cred. Voi? Nu. Păi da, bă, că nici nu vorbiți, voi vă uitați. Păi vorbiți, discutați cum n-aveți povestea, dacă nici nu vorbiți, nu inventați, nu spuneți, uite, tu ești ăla, eu sunt ăla, facem așa, asta e povestea, asta se întâmplă. Hai, fete. Ce s-a întâmplat? Erați la plajă? Nu, în apă, da. Așa m-am gândit și eu. Aha. Victoria. Tu erai o domnișoară care mergea pe stradă și banditul ți-a luat geanta. Ba da, și vreau să văd pe bune. Deci să te văd pe tine, că te plimbi. Ia, plimbă. Deci tu ești cu geanta, tu știi că te spune. Niciodată nu vă trădați. Eu m-am gândit când am văzut cu geanta, așa m-am gândit. Tu nu mergi ca și cum știi, vino. Deci nu mergi ca și cum ai ști că te fură. Tu te plimbi și poți să te plimbi să faci cerc, da? Tu mergi în cerc, da? Uite așa vreau. Și tu te spune. Și ai fugit, știi? Tu te dai de mână și pe aia spune, bă, trebuie să deci, jucați! Să fie real! Că pe scenă trebuie să fim cât mai reali. Nu trebuie să ne facem că facem. Mai ești? Am înțeles, ați văzut amândoi același telefon și... Da? Ok. Fetele. Ce s-a întâmplat? Mi-am scăpat geanta jos. Ce era de? Apoi ea mi-a găsit-o și nu mai vreau să-mi odeie. Și i-am luat-o din mână și i-am bătut-o. Dar trebuia să dai mai convinte de toate. Erați foarte vesele. Erați... Nu râdeți voi. Dacă ți se fură ceva, poți să râzi. Să fii vesel. Wow, mi-ai furat. Da. Următoarea. Ia să vedem, ce-am înțeles eu. Tu aveai un mic, o brânțară în mână. Ea a venit și a vrut să-ți o ia. După aia tu ai vrut să-i o dai ei. Să-i faci așa. Și ea nu mai vrea acum. Nu? A văzut că ți-am supărat. Da. Și până la urmă ce s-a întâmplat? A căzut, a scăpat-o și a pierdut-o amândoi. Ok.